această corală cu emoție, dar și cu încredere. Vedeți, ceea ce facem noi aici poate fi definit prin entuziasm, în primul rând. Toți cei care cântă în această corală vin de plăcere, inclusiv eu, cel care o conduc. Deci entuziasmul dublat de dragostea pentru muzica corală și în mod special pentru corul bărbătesc, care în ultimii ani constituie o floare rară în peisajul muzical românesc. La începutul secolului nostru, corul bărbătesc era mult mai amplu reprezentat în toate zonele țării. Și acolo unde există dragoste, pasiune și entuziasm, sigur că lucrurile încet, încet rodesc. Serioasă, o formație constituită din personalități ale muzicii. Dirijorul ei, domnul Goia, Dan Mihail Goia, este un muzician distins, un compozitor, un profesionist în arta dirijorală,
a reușit să realizeze astă seară un concert extraordinar, interesant, util cunoașterii muzicii corale românești din secole îndepărtate și până astăzi. Glorile tale, laudă, cântați, glorile tale.